Rusia ia măsuri disperate, asta după ce este acuzată de Ucraina că a distrus barajul de pe râul Mokri Yali din vestul Donețcului pentru a opri ofensiva Rusiei. Armata ucraineană a eliberat 7 localități de la începerea contraofensivei și a înaintat peste 7 kilometri. Astăzi și șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică merge la Zaporojie. Vine cu mai multe detalii Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bun găsit, Florin! Știm că Rusia e acuzată de distrugerea unui alt baraj. Ce daune a cauzat și cum influențează mai exact acest lucru acțiunile ofensive ucrainene? Bună, Alice, exact cum spuneai și tu, 7 localități au fost eliberate. Armata ucraineană a înaintat peste 7 kilometri, 90 de kilometri pătrați au fost eliberați în prima săptămână a contraofensivei, iar Rusia trece la măsuri disperate. Prima măsură este distrugerea acestui baraj. El nu este atât de mare ca cel de la Kahovka și inundațiile sunt mai degrabă asupra comunicațiilor. Deci vor să întârzie ofensiva ucraineană folosind mijloc de teren, deoarece armata rusă nu reușește să oprească această contraofensivă. Un alt atac astăzi destul de mișelesc a fost în Krivoi Rog, acolo mai multe rachete au lovit locuințele ucrainene și primul bilanț este de 3 morți și 25 de răniți. În acest moment armata ucraineană avansează, e drept că avansează lent. Am văzut că ieri și președintele Macron, Emmanuel Macron, după o discuție cu Zelenski, a spus că această contraofensivă va dura foarte mult, săptămâni sau chiar luni, dar la sfârșitul ei, Ucraina va fi în poziția în care să-i ceară lui Putin negocieri de pace. Florin, cum spuneam și mai devreme, șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Rafael Grossi, merge astăzi la centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. Cât de îngrijorați ar trebui să fim ținând cont de apropierea centralei de frontul din Ucraina? Da, domnul Grossi ajunge astăzi la Kiev, se întâlnește cu președintele Zelenski și a cerut aprobare de la ruși să viziteze și centrala de la Zaporojie. Vrea să facă o evaluare independentă. Știm că această centrală a fost oprită de 7 ori de când Rusia a invadat Ucraina. Ea a fost cucerită încă din luna martie 2022. În acest moment sunt mari îngrijorări. În primul rând, acel bazin de apă care era alimentat de la barajul de la Kahovka nu mai asigură nivelul de apă cerut și în viitor centrala sau funcționarea centralei este pusă sub un mare semn de întrebare. Iar pentru noi este o mare îngrijorare. De exemplu, granița României este la doar 500 de kilometri de centrala nucleară. Iar pe lângă problemele cauzate de distrugerea barajului, să nu uităm că în zona Zaporojie sunt cele mai mari lupte. Aceasta este direcția principală de atac a armatei ucrainene. Drept, nu este în direcția centralei, dar este foarte apropiată de centrală și știm că amândouă armatele, și Rusia și Ucraina, folosesc foarte mult artileria convențională, care nu este precisă, și astfel de lovituri din greșeală au tot căzut în interiorul și în apropierea centralei nucleare. Deci este o mare îngrijorare, iar faptul că domnul Rafael Grossu merge acolo chiar confirmă acest lucru. Îți mulțumesc tare mult, Florin, pentru informații.